Bun venit! Astăzi vorbim despre îndreptarea dinților la copii cu doamna dr. Emilia Gheorghiu Milicin, medic primar ortodont. Emilia, în jurul cărei vârste ne putem gândi la un eventual tratament ortodontic? Începând de la 6-7 ani, în mod normal, este primul control ortodontic, da? Se pot depista probleme deja în acel moment și se poate începe corectarea diverselor probleme de creștere osoasă, probleme de înghesuire, lipsa de spațiu și așa mai departe. Urmează, bănuiesc, mai multe etape și ai nevoie de luni, dacă nu ani, pentru acest tratament. Ce se întâmplă? Cum decurge tratamentul? În mod normal, între 6 și 9 ani, putem să creăm spațiu pentru erupția dinților permanenți în așa fel încât ei să iasă cât mai aproape de poziția lor corectă. Este așa zisa fază ortopedică, în care nu îndreptăm efectiv dinți, ci le creăm spațiu pentru ca ei să erupă cât mai drept posibil. Ulterior, la vârsta de 11-12 ani, când au erupt toți dinții permanenți, atunci se consideră faza efectiv de îndreptare. Da? Există multă lume care mă întreabă, dar de ce că nu i-au ieșit toți dinții? Dacă aștept până la 11-12 ani și iese o înghesuire majoră, la acea vârstă deja nu mai pot să-l fac să crească și e posibil să trebuiască să scoatem dinți permanenți ca să putem să-i aliniem. Așa, prin faza ortopedică, îndepărtăm cel puțin în proporție de 60-70% necesitatea unor extracții. După care, ce urmează? După faza de creștere, erupția dinților odată existentă, se pot îndrepta dinții în așa fel încât să îi corectăm în poziție ideală și rămân ulterior pe restul vieții, dacă îi și menținem, evident. Vorbeai de îndreptarea dinților, cred că nu greșesc dacă spun că adevărată nebunie, chiar modă în rândul copiilor, adolescenților, chiar adulților. Avem tot felul de aparate, care mai de care mai colorate, mai ușor de asortat, mai frumos de purtat. Hai să ne dai exemple. Acum, dacă stai să te gândești că purtarea unui aparat dentar nu este o plăcere, sigur că și pe partea de marketing s-a încercat găsirea unor variante cât mai plăcute posibil. Și atunci, sigur, sunt culorile la copii, care fac niște combinații în funcție de sezon, în funcție de ce se întâmplă, Crăciun, Paște și așa mai departe. Vara, evident, sunt culorile tari. La adulți, în general, tendința este să nu se vadă atât de mult și atunci asigur că există aparate pe interior, aparate transparente. Uneori chiar și copiii o folosesc, depinde de părinți cât de tare vor să se vadă sau nu. Dar copiii, în general, se distrează pe partea asta. Ce aparate ai recomanda pentru copii? Cele mobile sau cele fixe? Aparatele sunt foarte bune și mobile și fixe. Problema aparatelor mobile este că nu le poartă. Ajung în ghiozdan, în buzunar, în sertar, sub pat, le mănâncă un câine, le-au aruncat în șervețel și depinzi foarte mult de copil. Or, să fim serioși, când pui aparatul dentar în gură și începi să vorbești foarte peltic și restul copiilor râd de tine, nu-ți vine să-l porți. Având varianta să o dai jos din gură, sigur că nu mai obții efectul scontat. Deci ai recomanda varianta cu aparat fix pentru copii. După ce am reușit să îndreptăm dințișorii, știu că se mai păstrează un aparat pe interior astfel încât să menții dinții în poziția nou corectată. Da, în mod normal se țină aparatele așa zisele de contenție, retainere se numesc, și gutieră noaptea în perioada, dacă ai făcut tratamentul în perioada de creștere. Ții aparatele de menținere până pe la 20-21 de ani, când teoretic termină complet de crescut. Dacă faci mai târziu, o ții pentru restul vieții. Dar, într-adevăr, tendința dinților este să revină înapoi în poziția inițială și cu cât îi miști mai mult, cu cât sunt mai înghesuiți, cu atât tendința să se întoarcă este mai mare. Ai recomanda o vârstă, să spunem, ideală pentru a începe tratamentul de îndreptare a dinților? Este greu de spus o vârstă ideală pentru că variabilitatea de creștere și erupția dinților este mult mai mare decât media pe care o găsești în carte cu plus și minus. Da? Sunt copii care le erup dinții
la 10 ani deja au toți dinți în gură, sunt alții la 16 ani care nu le-au ieșit toți dinți. Idealul depinde de fiecare în parte și trebuie personalizat. Iată, este bine că avem astfel de metode moderne, trebuie să beneficiem de ele astfel încât să avem dinți sănătoși și frumoși. Rămâi cu noi la Trește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.